suntem în fața unui nou sezon, care cred eu că drumul e lung, o călătorie lungă, unde vor fi și lucruri foarte bune, vor fi și lucruri mai puțin bune, unde trebuie să rămânem cu toți împreună, pentru că la Constanța se dorește un proiect pe termen mediu și lung, adică 5 ani, 10 ani, să construim o echipă competitivă, un club competitiv care să facă fericiți constanțenii și toată Dobrogea, adică în sensul de a face performanță, de a încerca să câștigi. Din păcate, în momentul de față, ce s-a întâmplat în vara aceasta, ați văzut, mulți jucători au plecat. Trebuie să facem lucrul ăsta. Lumea, suporterii și constanțenii trebuie să știe lucrul ăsta. Ar trebui să, chiar dacă nu e bine, pentru că când pleacă mulți jucători, nu mai e lipsă de omogenitate și trebuie timp ca să iară să ajungi să ai relații de joc și să ai acea omogenitate, a trebuit să plece mulți jucători, au venit foarte mulți jucători. Suntem la început de campionat, sperăm să arătăm foarte bine la primul meci acasă, unde obiectivul, unicul obiectiv care îl avem e acela să câștigăm 3 puncte, să încercăm să câștigăm. Tehnic să încercăm să ne impunem, să controlăm ritmul și intensitatea jocului, știind că întâlnim un adversar care are omogenitate, schimbări puține de anul trecut, doar partea staffului ca antrenor, un antrenor care are, e ambițios și foarte curajos. Suntem pregătiți, cred că suntem pregătiți să câștigăm acest meci, să încercăm să fim mai buni ca ei. Adversarul, v-am zis, are omogenitate, o echipă tehnică cu jucători foarte buni, cu un orgoliu care vine în Oltenia și știți că Oltenia au acel orgoliu și acea mândrie a lor. Sperăm ca noi să fim mult mai buni ca ei în teren și să ne adaptăm foarte mult la clima care o să fie și la tot ce e în vara asta și la situația începutului de campionat, care totdeauna e imprevizibilul, pentru că suntem la început, nu suntem 100% și cred eu că va fi un meci deschis. Cam asta, în mare, în toate, sper că tot cum am început ca acest proiect pe termen de 5 ani, 10 ani la Constanța să se realizeze pentru binele Constanței, pentru că cred că toți constanțenii și dobrogenii vor o echipă campioană, vor o echipă care să facă să fie mândră orașul, pentru că orașul e un oraș puternic, o provincie puternică și trebuie să creeze o echipă și de aceea suntem aici, sunt în fața dumneavoastră, pentru a încerca să facem acest proiect să fie stabil și puternic. Pentru că ne dorim o echipă puternică, un club puternic la Constanța. Cam asta e din punctul meu de vedere. Alibec, o să fie titular? Denis, Băluță, toți jucătorii care au venit și ceilalți care au venit înainte, le trebuie timp să se adapteze. Nu cred că vor juca numele jucătorilor, chiar dacă toți care au venit au un nume destul de mare, dar am vorbit cu ei și le-am zis că una e numele și cealaltă, totul se scrie, istoria se scrie pe teren, iar pe teren noi trebuie să-i aducem, să-i adaptăm foarte bine, să le dăm timp și să-i adaptăm, să-i aducem în condiție fizică, mentală, tehnică foarte bună ca să poată să dea randament așa cum ne dorim noi. Să nu credeți că e ușor să joci la farul. E greu, dar ei sunt deschiși și am vorbit că ei sunt deschiși și sperăm să facem o treabă foarte bună împreună. O să vă fie greu de ales între atacanți. Aveți multe guri de tun acum. Eu cred că cred că pe toate compartimentele arătăm destul de bine, puternici. Rămâne acest lucru, nu să-l vorbim. De-aia mă și feresc să zic cuvinte, trebuie să demonstrăm, pentru că cred eu că suntem jucătorii care i-am adus au un nume foarte bun, dar încă nu sunt la capacitate maximă, încă nu sunt la ce ne dorim noi,
la ce cerințe cere fotbalul modern acum, care trebuie să-l încercăm să-l facem la Constanța. Acela de a avea ritm și intensitate la nivelul cel mai bun și pentru asta trebuie să ușor, ușor să le dăm timpul acesta care e nevoie până se adapteze și bineînțeles că noi, stafful, eu și stafful să-i aducem din punct de vedere mental, fizic și tehnic, să-i aducem la nivelul cel mai înalt. Având în vedere plecările și venirile de jucători, poate fi considerat o fază mai puternică față de sezonul trecut? Nu știu. Nu știu, nu am cum să răspund. Înainte eu nu pot să vorbesc înainte, știu doar că toată lumea în vara face bine, toată lumea sunt plecări, veniri, până începe campionatul, vom vedea. Nu pot să spun înainte. Eu sunt crezător, am încredere că am luat aceste decizii de a aduce jucători care îi cunosc, care am lucrat cu ei înainte, care au făcut performanță și sper să-i aduc înapoi la același nivel, să facă din nou performanța care au făcut-o, adică au câștigat campionatul. Sau sunt câștigători de campionat, adică practic sunt campioni. Nu uitați, Farul a creat campioni, va crea campioni și trebuie să creeze campioni. Nu cred că există alt proiect, atât din când sunt eu pe bancă, să avem conducerea care o avem, să ne dorim altceva. Farul e un club de elită, Farul are conducere de elită, Farul are un oraș de elită, Constanța, și bineînțeles, iar subsemnatul, vă las pe voi să vorbiți, să comentați după. Va fi un sezon interesant, echipele de tradiție s-au întărit. Ce înseamnă ce s-au întărit? Rapidul. Nu știu, vom vedea. Toate echipele, toate fac vara foarte bine, așa că vom vedea. Sunt știri mai puțin... mai multe pozitive și mai puțin lucruri mai puțin negative. Așa că vom vedea. Campionatul e lung, călătoria e lungă, cum am spus-o. Eu știu că vor fi momente foarte bune și momente mai puțin bune, unde trebuiască să fim împreună, unde trebuie să știm să fim puternici și să încercăm să trecem peste ele. Acesta cred eu, am atât experiența în mine că nu pot să spun altceva decât acest lucru, că știu că vor fi bucurie multă, dar știu că vor fi și momente mai de dezamăgire, de anumite momente mai grele, în care cu siguranță cuvântul e numai împreună, să trecem peste ele, peste momentele acelea, pentru că cine e puternic trebuie să aibă capacitatea să treacă peste aceste momente. Mai rog de transferuri? Și de plecări. Nu e încă, până în septembrie totul e liber. Vom vedea. Important e să facem o echipă competitivă, să avem un grup foarte bun și să fim competitivi. Ce e planul de suporterilor care vor veni probabil să vadă echipa partea? Da, bună întrebare. Cred eu că la Constanța deocamdată stadionul nostru are 4.500 de locuri, 4.000. E la câțiva kilometri de Constanța. Suntem un club care avem un stadion privat, care joacă în prima ligă. Țineți minte și lucrul ăsta, trebuie să-l specificăm și acest lucru. Farul are un stadion privat, care are stadion unde joacă, chiar dacă are capacitate foarte mică, dar puține echipe din divizia au un stadion propriu, construit de club. Ne dorim ca partea administrativă, mă bag puțin în ea, dar trebuie să o zic, ne dorim ca să facem foarte mulți abonați, în momentul de față încă nu suntem, sperăm să vină suporterii și publicul constanțean, fariștii, cum am spus data trecută, să iubească această echipă, pentru că cred că în Constanța și în Dobrogea există doar un singur brand și de aceea am pus motoul că Farul suntem toți și acest club trebuie susținut, nu e al lui cineva, e al Constanței, al Dobrogei, trebuie să rămână, chiar dacă cineva a investit în club, chiar dacă cineva investește în club, pentru că probabil e mulțumit sau e bine, a făcut o investiție, nu se știe dacă va fi bine sau nu, dar e important să avem foarte mulți abonați. Targetul nostru e 3.000 cel puțin anul ăsta să facem, iar în măsura în care lucrurile vor merge așa cum le-am preconizat noi în proiectul următorii ani, în 3 ani sau în 2 ani, când se va întâmpla și să vină și stadionul nou,
în centrul orașului, atunci bineînțeles că trebuie să ajungem la 15.000, 10.000, 12.000, dar peste 10.000 de abonați. Atunci ești un club de fotbal, atunci poți să vorbești că ai suporteri, pentru că suporterii susțin acest club necondiționat, totdeauna, oricând, cum am scris noi și cum o să vedeți pe marketingul nostru, forever. Adică totdeauna trebuie să susții acest club, să fii lângă el și la bine și la rău. Și cred eu că acest lucru trebuie să se întâmple la Constanța. Se fac acest lucru, deci practic 3.000 acum anul ăsta și la anul să avem cât mai mulți ca să ajungem la peste 10.000, pentru că stadionul are, o să aibă o capacitate, iar noi trebuie să fim competitivi și Constanța trebuie să facă acest număr de suporte și atunci vom fi un club complet, mare, puternic, când o să avem și acei suporteri foarte mulți. Sezonul a început cu o surpriză de proporții. Eliminarea CFR-ului din preliminar. Suntem la fundul gropii? V-am zis, suntem la început de drum. Totdeauna nu poți să controlezi lucrurile la început de drum. Unii accelerează pregătirea, alții, aici vorbim din punct de vedere tehnic, unii accelerează pregătirea, alții o mută pe mai timp mai îndelungat. Da, unele echipe sunt mai proaspete, altele sunt mai puțin. E început de campionat și nimic altceva. Se poate întâmpla orice. Nu poți să controlezi orice detaliu, dar sperăm noi să fim bine. Păcat că CFR-ul a greșit, dar așa e fotbalul. Când se aștepta mai puțin a venit această înfrângere, care cred eu că primii care sunt supărați sunt ei și după aceea fotbalul nesc, pentru că practic ne reprezentăm în Europa și era bine pentru toți ca ei să treacă. O zi bună, numai bine!